ofițerul de serviciu atunci, după amiaza, un locotenent foarte simpatic altfel, Lică Teodoru, un pic a fumat în momentele decisive ale vieții, l-a chemat pe colegul meu Mihnea Gafița, actualul traducător, și a spus, du-te la chioșc la plăcintărie. Așa. Și i-am 9 plăcinte, exact 9 plăcinte. 9 plăcinte, 9. Da. Și Mihnea a întrebat, și dacă n-au ce fac? Dacă n-au ei 10. Și s-a întors Mihnea după 10 minute, cu 10 plăcinte. Și ce raportez n-aveau. Sigur că i s-a dat să măture holul, să spele scările, că na, umorul era cu direcție unică. Era dinspre ofițeri spre soldați, nu și invers.